Salutare și bine ați revenit pe canalul Comcrafty. Astăzi sunt aici pentru a vă prezenta în detaliu și așa mai unitar, mai toate la un loc, colecțiile de hârtie imprimată, mai ales pentru că acestea sunt acum la reducere, absolut toate, deci inclusiv cele, atât cele mici pe care vi le prezint acum, cât și cele 4 mari de 30x30. Pentru acelea o să las link în descrierea de mai jos, pentru că am făcut videouri detaliate de prezentare și, dacă nu mă înșel, sunt incluse mai multe la un loc într-un singur video, deci nu este un video pentru fiecare colecție în parte. Însă pentru acestea nu mai aveam toate videourile, nu știu de ce, așa încât am hotărât să le fac pe toate la un loc. Bun, deci, așa cum știți, la Comcrafty găsiți hârtii imprimate de la Mintei Papers. Sunt hârtii de foarte bună calitate și nu numai asta, dar au imprimeuri deosebit de originale, foarte bine realizate, de oameni foarte talentați pe care eu iubesc așa doar pentru că le văd creațiile. Bun, sunt 6 colecții mici de 15x15 cm. Momentan prețul lor la toate cele mici este de 31 de lei. Toate includ 24 de coli plus două bonus, respectiv acestea cu decorațiile pe care le găsiți, decorațiunile pe care le găsiți pe coperțile, cele două coperți din față și din spatele padului de hârtie imprimată. Unele din ele, deci unele paduri au decorațiuni ca acestea care pot fi decupate cu foarfeca, iar altele au etichete, așa cum vom vedea la următoarele colecții. Colecția pe care vă prezint acum este colecția Kiddy și, apropo de asta, după fiecare colecție o să vă dau câte un exemplu de creație realizată cu această, cu respectiva colecție, așa încât să vedeți cum arată o creație realizată finită. Bun, iată cum arată colecția Kiddy. Este minunată, este adorabilă, este pentru copii, zic eu, pentru albume despre copii, undeva până pe la, eu știu, 5 anișori, 6 maxim, zic eu. Dar asta nu înseamnă că există vreo limită, fiecare creează așa cum simte. Deci, fiecare pad de 15x15 include 24 de coli, sunt 6 designuri de 4 ori fiecare. Bun, și tocmai ce le-am prezentat așa în 4 seturi să se vadă, iar acum intru în detaliu și prezint fiecare design în parte, până încep să se repete și atunci, ca și regulă să știți, încep să trec mai repede prin ele. Când spun 6 designuri, sunt de fapt 12, pentru că și pe verso au cât un design, efectiv, evident. De obicei, fața A, cea cu imagine focală, este, evident, eroul principal, să zic așa, iar fața B, pe verso, este mai simplă, unii, fără model, deci cu modele repetitive, așa încât să se poată combina reciproc cum trebuie. Ce este foarte original la colecție de la Mintei Papers este că pot fi combinate între ele. Mai ales aceste pagine de pe verso, modelele de pe verso, da? Cele simple, dar nu numai. Deci nu numai, veți vedea. Ia uitați cât de frumoase sunt. Sunt foarte bine gândite din punctul meu de vedere și credeți-mă că fac furori nu doar la noi. Apropo de asta, suntem singurul reseller de hârtii Mintei Papers din România, dar și în Statele Unite fac furori, deci sunt înnebuniți acolo după ele, după designurile lor. Ce pot să vă spun este că florile lor, elementele lor florale sunt extraordinar de bine realizate, atât de bine evidențiate, încât da, fac furori, efectiv. Și foarte diverse. Deci, extraordinar de multe flori, foarte bine combinate.
Pe mine m-au cucerit, deci mi se pare de-a dreptul irezistibile și sper că și vouă. Eu de fiecare dată când mă uit prin ele, cel puțin când le primesc pentru prima oară, sunt ca un copil în magazinul de jucării. Îmi e foarte greu să aștept până fac un unboxing. Bun, acum am ajuns deja la al doilea set și de aici încolo designurile încep să se repete. După cum vedeți, sunt adorabile, au personaje foarte, foarte delicate și efectiv te reușesc să te transpună într-o lume de bază, cel puțin această colecție, pentru că despre ea vorbim acum, pe ea o descriem. Au aici, în această colecție, au perechi de iepurași cu iepurici, de șoricei, de pisicuță cu pisoi, de miel cu mielușică, deci sunt absolut adorabile. Și, așa cum vă spuneam, o să vă prezint și un mini-album creat cu această colecție. Este foarte, foarte simpatic. Sper să vă placă și vouă. Ia uitați, este de 10x15 cm acest mini-album, deci este perfect pentru poze de 10x15 sau 9x13, evident. Și acesta este gândit pentru petrecerea unui copil, unde pe primele două pagini am pus paginile cu rame, pe care le găsiți pe spatele etichetelor, în ideea de a pune poze cu invitații la petrecere. Și la fel am pus și pe ultimele două pagini, cum veți vedea. Este un mini-album foarte simplu și rapid de realizat și foarte de efect, zic eu, un cadou ideal și rapid pentru orice zi de naștere a unui copilaș. Următoarea colecție este Beauty in Bloom. A fost în magazin și în format mare de 30x30, dar s-a terminat înainte de Paște, evident. Iată, aici este, aceasta este o colecție care pe coperți are, pe interiorul coperților are nu decorațiuni, ci aceste etichete. Ele măsoară 7.5x7.5 și iată cum arată designurile propriu-zise. Absolut superbe. Este o colecție și cu accente pascale. Iată coșulețul cu ouă, iată iepurașul mai jos, în josul paginii, lângă flori. Și atât de bine combinate, inclusiv ranunculuși, din câte văd eu acolo, sunt florile mele preferate, unele din ele. Și pe verso, ia uitați, avem un zid din piatră, foarte bine gândit. Absolut toate elementele pe care le includ ei sunt bine gândite și mai bine realizate, zic eu. Mi-aduc aminte când a apărut această colecție, de fapt, da, când a apărut până să ajungă în magazin, eram atât de nebunită după ea încât am printat foile în alb-negru la imprimanta din casă, pentru că nu avem decât alb-negru, și am început să le colorez eu, pentru că nu mai puteam aștepta până să-mi vină rândul să le comand. Nu fuseseră încă lansate, efectiv, nu fuseseră puse în vânzare, mai exact. Și atunci, mi-aduc aminte că era exact în primele săptămâni de pandemie. Deci, vă dați seama, din dorința de a-mi ocupa timpul cât mai frumos, cât mai creativ, asta a fost una din activitățile pe care am ales să le fac. Și, da, am reușit să colorez câteva pagini, vă dați seama, după original, folosind, urmând originalul, evident. Însă nu am ajuns să le folosesc în niciun album, pentru că, între timp, am comandat hârtiile și mi-aduc aminte cât de bucuroasă am fost. Colecțiile mari au și ele pe verso, de fapt toate, absolut toate, fără excepție, pe versoul coperții frontale a colecției au decorațiuni, așa cum o să vedeți mai încolo în video. Iată ce etichete frumoase avem aici și ia uitați ce rame frumoase avem pe verso. Superbe! Stilul acestei colecții este shabby chic, evident. Și este adorabilă, irezistibilă din punctul meu de vedere. Mie mi-e greu să spun de la o colecție la alta că wow, cu colecția asta s-au întrecut pe sine. Nu, pentru că ei, Mintai Papers, se întrec pe sine la fiecare colecție. Și nu vă spun ce colecție urmează să lanseze acum în vară, deci deja mi-au luat mau, evident. Abia aștept să le comand.
Și pe lângă asta, spre marea mea bucurie, pentru că sunt un lazy crafter, o lazy crafter, ca să fiu mai la obiect, deci îmi place să decupez, da, dar nu exagerat de mult. Și au venit într-un final, au scos decupajele gata făcute. Ia uitați, cu această colecție am două albume realizate, mini-albume. Acesta este unul dintre ele și îl găsiți și în shop și în magazin deja. Este tare, tare simpatic. Este pe model de calendar, deci se deschide așa în sistemul acesta de la 90 de grade, să zic. Și are elemente 3D, după cum vedeți. Mi-a plăcut tare mult, foarte delicat. Și al doilea este acesta. Pentru care, apropo, în săptămânile următoare vom avea și un tutorial. Așa că țineți aproape. Vom face tutorialul cu o altă colecție, dar nu asta contează, și vom vedea cum se folosește hârtia imprimată direct. Deci nu vom folosi carton ca și bază pentru acest mini-album, ci vom folosi direct hârtia imprimată, ceea ce este foarte original. Și de asemenea indicat, recomandat în cazul hârtiilor de la Mintei Paper. De ce? Pentru că ele sunt groase, sunt de 240 de grame pe metru pătrat, deci sunt de foarte bună calitate, groase și în același timp maleabile, deci se pliază ușor și bine. Bun, acesta l-am decorat, cum ați văzut și pe copertă. Următoarea colecție este Forever Young, care este o colecție delicioasă și la propriu și la figurat. Este plină de dulciuri și foarte versatilă, după cum veți vedea, foarte veselă și în același timp romantică, shabby chic. Nu știu cum reușesc ei să combine romanticul, shabby chic-ul cu veselia. Nu știu, culorile, evident, dar da, talentul e talent, ce să-i faci. Este o colecție foarte versatilă. De ce? Pentru că imprimeurile din ea pot fi combinate, așa cum spuneam, și în cazul altor colecții între ele, da, dar merge, deci cadouri, mini-albume cu această colecție poți dărui oricărei persoane, indiferent de vârstă. La orice zi de naștere, indiferent de vârstă, nu cred că se va supăra cineva de 90 de ani dacă primește un mini-album creat cu această hârtie. Din contră, vei aduce multă bucurie și multă veselie. În plus de veselie. Uitați cât de frumoase sunt. Așa cum ați observat deja, toate au pe verso modele mai simple și din cele 6 design-uri, vreo 2 sunt simple, da? Adică simple, cu modele mai uni, fără imagine focală, efectivă, cum sunt la primele 4 din colecție. Așa cum este și aici. Aici avem cifrele, da, îmbrăcate în dulciuri, efectiv. Genială ideea, mi s-a părut. Ia uitați cât de frumos este pe verso decorat această pagină. E absolut superb. Deci este, de fapt, curcubeul în acuarelă. Aici vine rândul etichetelor. Sunt 12 etichete pe fiecare pagină. Și măsoară 3,5 pe 5 cm, iar pe verso sunt rame și găsiți câte 4 asemenea pagini în fiecare pad. Pentru că, așa cum spuneam, designurile se repetă în padurile mici de 4 ori, ceea ce înseamnă că vă dă oportunitate fantastică de a le folosi pe toate părțile. Deci nu suntem în situația că regretăm: o, Doamne, și fața A e superbă și fața B e superbă pe care să o folosesc acum, cum se întâmplă în cazul multor designer, multor creatori, ci aici pur și simplu, dacă o folosim pe prima din primul set, da, fața A în primul set, în al doilea set avem oportunitatea să folosim fața B. La fel este cazul și la colecțiile mari de 30 pe 30, unde sunt 12 coli, 6 designuri, da? Deci 6 le folosim odată pe fața A și următoarele 6 pe fața B. Este genial gândită. Bun, următoarea colecție, pardon, creația realizată cu acest mini-album, această doamnă, acest mini-album, acest mini-pad,
Forever Young este acest folio, este de 6, de 15 pe 21 de inci, de inci, doamne, de centimetri, scuze. Este un folio aniversar cu loc de vreo 35 de poze. Iată, în stânga avem un zigzag cu loc de vreo 16 poze, cred, 16 poze, da, și care se leagă frumos cu o banderolă catifelată, foarte, foarte simpatică. Este unisex, să zic așa, adică poate fi făcut și pentru băieți și pentru fete cadou, pentru că am folosit acel grena care este destul de ambivalent. Iar aici avem un waterfall unde am folosit, pentru a da loc de, a oferi mai mult loc de spate, de poze, am folosit modelul de continuitate și prima coală am tăiat-o în fâșii pe care le-am pus pe următoarele coli, următoarele pagini ale waterfall-ului. Și aici este loc de 13 poze, plus cele de pe coala mare. Tot cu această mini colecție am realizat acest mini album 3D și pe el îl vom face la tutorialul de săptămâna viitoare sau peste vreo două săptămâni. În orice caz, țineți aproape. Este modelul mic acelui mare pe care vi l-am prezentat anterior. Iată cum se deschide. Are o închidere magnetică și este genial. Îl vom realiza împreună în tutorial, într-un tutorial pe care o să vi-l prezint în curând. Foarte ușor de realizat și bine, bine gândit. Cu loc de 12 până la 24 de poze, dacă puteți crede așa ceva. Dar da, și este realizat în premieră cu hârtie imprimată, deci fără a folosi, așa cum spuneam, cartonul ca și bază. Este delicios. Următoarea colecție este Farm Life. De asemenea, superbă, este pentru, mai ales pentru cei pasionați de natură și de viața la țară. Aceasta este una din colecțiile care au decorațiuni pe interiorul coperților. Și iată cât de frumoasă este. Aici sunt 4 câte 4, da? Deci designurile sunt în șir, unele după altele. Primul este de câte 4 ori, următorul de iarăși 4 ori. Scuze, dacă auziți prin casă sună telefonul, pentru că am uitat să închid ușa, este telefonul tatălui meu acum. Soțul meu doarme alături de mine, deci este foarte multă activitate în casă la ora asta și este 7:20 pe 8 mai, apropo. Sper că vă place tare mult colecția, e delicată, gingașă, adorabil cât de bine au prezentat albinele, uitați-vă și voi, deci felul în care au prezentat albinele mă face să mă gândesc la un stil vestimentar de lux, evident. Bun, ia uitați mai departe, am trecut la designurile simple. De asemenea, versatile pot fi combinate, așa cum spuneam, cu alte colecții foarte bine. Acesta este imprimeul favorit al meu din colecția asta. Îl văd că și ca tapet ideal în bucătărie, de exemplu. Mi-e place foarte mult tapetul, sincer să fiu. Și ia uitați cât de bine este combinat cu celelalte designuri. Iată, a venit și rândul etichetelor. Văcuța cu da, găletușa plină cu flori, cu toate animăluțele, acolo avem și măgăruși și absolut toate animăluțele din ogradă, din ograda bunicilor. Și avem, dacă nu mă înșel, inclusiv un mielușel în stânga jos, care poate fi folosit, de exemplu, ideal și într-un proiect de Paște. Și pe verso, iată, avem ramele. Bun. Care, așa cum spuneam, în această colecție ei le-au pus pe, le-au ordonat în serie designurile. Cu această colecție am făcut o felicitare, un tutorial, de fapt, acum câteva săptămâni, pe care vă invit să-l urmăriți și să creați propria voastră felicitare, sper. Este făcută după o schiță, iată cât de frumoasă este și cât de frumos a ieșit. Și dacă veți alege să creați și voi o felicitare, nu uitați să-mi dați tag Comcrafty pe Facebook.
Următoarea colecție este Lady. Este superbă, foarte, foarte elegantă, potrivită pentru absolut orice doamnă și domnișoară din viața noastră. Plus, bineînțeles, pentru proiecte de nuntă, de aniversare, nu mai vorbesc de 8 martie. Uitați cât de frumoasă este și de bine gândită. Aceste decorațiuni, aceste imagini de pe etichete pot fi și decupate, dacă este nevoie, dacă preferați așa, în loc să folosiți, de exemplu, eticheta în sine. Și iată cât de frumos au realizat această colecție. Nu știu, deci nu știu de unde atâta talent pe unii oameni, dar, da, așa cum spuneam, îi iubesc pur și simplu pentru talentul lor. Această colecție folosește o combinație cromatică favorită de-a mea, roz pal cu verde intens, verde smarald. Când am văzut-o, am zis, nu se poate, nu se poate așa ceva, trebuie neapărat să am colecția pentru că este ceea ce merge mie la suflet. Ia uitați cât de frumos au gândit designurile pe spate, este acel verde, de la verde pal, jad, la verde smarald. Și din nou paginile cu flori. Așa cum spuneam, n-am văzut în nicio altă, la niciun alt designer, flori realizate atât de bine ca cele de la Mintei. Și așa cum am spus, ele creează furori și peste ocean. Uitați cât de bine sunt realizate. Sper că se vede bine și la voi. Eu am dat zoom așa încât să se vadă bine, bine de tot. Iată și ultima pagină înainte de etichete. Etichetele vin întotdeauna ultimele în serie, evident. Și cu această colecție am realizat două mini-albume pe care nu le mai am, acum nu mai sunt în stoc, însă unul din ele îl găsiți în magazin la albume pe comandă și am pus o poză aici imediat după pentru a-l vedea cum arată. Era un mini-album în stil folio de 15x15 cm, deci perfect pentru aceste colecții, dimensiunea acestor colecții, adică nu faci decât să rupi coala din pad și să o lipești acolo unde ți se pare că se potrivește cel mai bine. Evident, pe aici, pe acolo, normal că sunt și elemente mai mici și atunci pe acele elemente trebuie decupată coala, însă ce vreau să spun este că sunt ideale pentru aceste colecții. Și da, iată cum arată acel folio. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Nu a fost ideea mea, dacă nu mi-amintesc bine, a fost ideea unei alte craftărițe, dar am lăsat link în videoul de prezentare. Și ultima colecție prezentată aici se numește Love Letters, este în stil vintage, este absolut superbă, deci absolut superbă, și este evident perfectă pentru Valentine's Day, însă și proiecte de nuntă, de aniversare și lau, adică dacă vrei chiar de Crăciun. De ce nu? Pentru că ia uite așa culori are. Are culori perfecte de Crăciun. Este roșul și un bleu ver, da? Adică de ce nu? Și de asemenea, așa cum spuneam, foarte versatile. Deci ia uitați acest roz, cum se potrivește cu verdele și cu trandafirașii din colecția Lady sau cu colecția de Paști sau cu colecția Kiddy. Este incredibil, nu? Asta este pagina favorită a mea din colecția asta. Pagina asta, gândiți-vă, puneți poză cu cuplul căreia i-ai oferit sau persoana căreia i-ai oferit albumul și ăsta este cadoul. Deci e fantastic. Plus florile folosite în această colecție, deci sunt maci, sunt flori de măceși, sunt lalele pe strițe alb cu roșu, ceea ce, wow! Ia uitați la această mașină de scris roșie, n-ați vrea să o aveți? Nu e așa? Nu știu, pentru mine este ceva de genul, yes please, what took you so long? Apropo de asta, soțul meu este pasionat de mașini de scris și și-a cumpărat o mașină de scris din anii 60, pentru că n-am găsit Olivetti, dar da, o mașină de scris după care este nebunit și care și mie îmi place foarte, foarte mult, evident, este un bleu ver, culorile acelea pastelate care știți că
erau la modă în anii 50-60. Și tot în acea perioadă ne-am luat și o cameră din acelea de cameră foto, faimoase în anii 80. În momentul ăsta nu-mi vine denumirea lor, dar dacă mi-amintesc până la sfârșit o să revin. Ia uitați cât de frumos, florile se repetă și pe parcursul restului colecției, aceleași flori au folosit, bineînțeles, dar dați cât de bine arată combinația între carouri și flori. De asemenea, acest este un clasic, da? Sunt picouri albe sau roz pal, de fapt, sunt pe acest fundal roz mai închis. Extraordinar de versatil, așa cum spuneam, acest fundal îl puteți combina cu aproape orice altă imagine. Și ia uitați cum arată aceste etichete. Sunt absolut superbe și am realizat și un mini-album cu colecția asta, unde am folosit etichetele în pe două pagini, de fapt pe patru pagini, unde, credeți-mă, mie nu-mi vine să pun poze, dar da, multora, de fapt, din cei care cumpără albumele mele și cei cărora le ofer, mulți mi-au spus îmi vine să-l las așa în bibliotecă, să nu pun niciodată nicio poză în el, pentru că este mult prea frumos așa cum este. It breaks my heart to put photos in this. Dar da, la un moment dat, dacă e și este, normal că putem folosi, adică trebuie să folosim album, mai ales când le facem cadou, punem și poze în ele. Bun. Ne apropiem de finalul acestei colecții și de finalul prezentării noastre, care sper tare mult că vă dă o idee foarte clară despre cum arată hârtiile de la Mintei Papers, despre cât de frumoase sunt și sper din tot sufletul să trezească creativitatea în voi. Ia uitați, acestea sunt colile cu decorațiuni din colecțiile de 30x30. Ele sunt bonus, așa cum spuneam, sunt pe spatele coperții colecției. Iar acestea sunt, și vi le arăt doar cu titlu informativ, pentru că nu fac parte din colecție, se achiziționează doar separat și am și eu câteva doar. Acelea erau abțipildurile 3D. Bun, acesta este mini-albumul pe care l-am creat cu colecția Love Letters. Am folosit în colțuri tag spoturi pentru inserții foto, pentru a mări spațiul pentru fotografii. Și este pentru poze de 10 pe 15 sau 9 pe 13. Iată, acestea sunt două din paginile în care am folosit etichetele și mi se pare că arată superb, superb, din cauza imprimeurilor, evident. La fiecare a doua pagină am folosit tag spoturi pentru poze. Acesta este mijlocul albumului și de acum încolo spre final designurile se repetă oarecum. Am pus perle, asta vă arăt aici, în stânga și în dreapta sus. Și acum din nou o poză cu pagină cu tag spoturi, pagină cu etichetele, pagină cu tag spoturi din nou și acesta este. Eu sper tare mult că v-am dat o idee foarte clară cu colecțiile de la Mintei. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit și spor la cumpărături. Nu ezitați să vă cumpărați și voi colecțiile. Vă pup, vă mulțumesc, pa, pa!